Bun regăsit, suflete frumoase! Astăzi vă voi vorbi despre energia lui 6 în ziua și anul nașterii, în reprezentarea simbolică a mamei, respectiv a tatălui. Atunci când aveți șase în ziua nașterii, care reprezintă imaginea maternă, veți avea o mamă care va fi dulce, caldă, afectuoasă, care vă va încadra precum personajul central încadrat între două referințe materne, așa cum ar putea fi cazul tău. Cum spuneam, te poți găsi între două referințe materne, între mama ta și o bunică, o soră mai mare, o mătușă, etc. În aspectul pozitiv, există o noțiune în legătură cu imaginea mamei de a fi afectuoasă, tactilă, te va încuraja să faci singur alegeri, te va încuraja să iei inițiativa și să-ți asumi responsabilitatea pentru alegerile tale. Dar, cu energia lui 6, într-un aspect destul de negativ, ei bine, nu ai de ales. Întotdeauna mama ta este cea care decide pentru tine sau care te influențează, și te trezești că nu știi să spui nu. Când ai șase ca energie relațională cu mama ta, în acest caz, în aspectul pozitiv, ești sau vei fi înconjurat de mama ta, dar și de mai multe femei în jurul tău sau de persoane într-o energie feminină. Va fi important pentru tine relația cu mama ta și cu femeile, de parcă ar trebui să fie tactilă pentru a fi afectuoasă, încurajându-te, bineînțeles, să alegi oameni cu care vrei să fii. Acesta este cu adevărat aspectul pozitiv al lui 6, în timp ce în aspectul negativ, relația cu mama poate fi foarte grea. Mama se impune în alegerile tale, ea este cea care decide, nu poți face ce vrei să faci. Vă reamintesc, vorbim aici de energia relațională cu mama, și în acest caz, de exemplu, dacă ți-ar plăcea să faci sport, să joci fotbal, ea te încurajează să joci rugby, sau ți-ar plăcea să ai o activitate artistică, dar ea preferă să favorizezi studiile. Dacă ai șase în anul nașterii, care reprezintă imaginea tatălui, vei avea mai degrabă un tată în energie feminină, pentru că șase, prin arhetipul îndrăgostitul, întruchipează mai degrabă o energie receptivă, emoțională, feminină. Vorbim aici de anii 2022, 2013, 2004, 1995, 1986, 1977, 1968. Așa că putem spune că în imaginea tatălui tău va fi mai degrabă cineva blând, amabil și afectuos. În timp ce, într-o conotație negativă, vezi personajul îndrăgostitul între două femei, simbolic, îndrăgostitul este între două referințe paterne și în acest caz poți avea mai multe referințe paterne, fie un tată vitreg, fie un tată adoptiv, fie un unghi, etc. Când aveți șase în energia relațională cu tatăl, ceea ce te aștepți de la el este ca el să te susțină în deciziile și alegerile tale, dar și să te încurajeze să alegi singur, să îndrăznești să faci lucrurile singur. Asta este cu adevărat energia lui șase în aspectul pozitiv, dar în aspectul negativ al lui 6, ei bine, în acest caz, tatăl nu îți lasă alegerea. El este cel care se impune în felul său de a face lucrurile, el este cel care ia deciziile pentru tine sau care îți influențează puternic deciziile când vrei să faci ceva. Și în acest caz, cu 6, într-o conotație negativă, îl putem aduce mai aproape de arhetipul 15, de avolul. Poate fi un tată care nu este deloc tactil în sensul bun, ci poate fi dur și poate răni fizic. Iată ce vă pot spune despre energia lui 6 în ziua și anul nașterii. Va fi interesant dacă veți pune întrebări sau dacă veți lăsa scris în comentarii despre felul cum percepeți voi personal energia lui 6 în data de naștere, ce simboluri din arcana îndrăgostitul vă atrag atenția și modul cum ați experimentat energia lor în raport cu mama și tata.